Ilie Petrescu, directorul uzinei de execuție și foraje Motru, spune că are probleme financiare mari din cauza acestei lucrări și îl face direct răspunzător de situație pe primarul municipiului Motru, Dorin Hanu, care nu dorește să recepționeze lucrarea. Semnalul de alarmă care îl dau și rog pe această linie și Consiliul Județean și autoritatea din Motru să achite de urgență acești bani, ca banii să ni și luăm și noi 1,5 miliarde care îl avem de casa de acolo și plus dața să-și să finalizeze lucrarea ca lucrare finală, pentru ca să intrăm și noi să băgăm pompele în zonă, să dăm drumul la apă și să facem lucrări de așa natură să nu mai plătească eu. Primarul municipiului Motru, Dorin Hanu, spune că nu are nicio legătură cu această situație, pentru că este o investiție derulată prin Compania Națională de Investiții, care se ocupă direct de lucrare și că nu are cum să semneze recepția pentru o investiție nefinalizată. Nu știu, nu sunt problemele noastre, ale Consiliului Local, ale Primăriei municipiului Motru. Deci apa la sate este o investiție a Companiei Naționale de Investiții, care are contract cu firmele care au câștigat licitația. Deci, într-un caz, l-a câștigat UEF Motru. Firma care a câștigat este din Ungaria, care este la ora actuală în insolvență. Domnul Petrescu nu are niciun contract de niciun fel cu primăria municipiului Motru, niciun contract cu Consiliul Local, nici cu un contract cu CNI. El are un contract cu firma maghiară care l-a luat în întrepriză pentru executarea unor foraje, după câte știu eu. Deci, din punctul meu de vedere, n-am nicio obligație față de UEF. Ilie Petrescu se teme că va mai trage de această lucrare încă 5 ani pentru că este obligat să acorde garanție lucrării efectuate, iar forajele executate în 2009 pentru alimentare cu apă de la Motru sunt deja nisipate, costurile de curățare fiind foarte mari. De 3 ani de zile aceste foraje nu funcționează și ele cred că sunt pline de nisip. Mai mult de atâta, garanția acestor foraje are ca unitatea noastră de execuție să-i garantăm 5 ani. Asta înseamnă pompe în funcțiune, asta înseamnă de nisipări. Sunt cheltuieri care unitatea de foraj Motru nu își poate permite 5 ani de zile, cu încă 3, 8 ani de zile, ca să își permită să păstreze în activitate aceste foraje. Primarul Dorin Hanu spune că va încerca să găsească o soluție la Compania Națională de Investiții pentru a debloca situația.